Luni, de Ziua Națională a României, senatorul buzoian Constantin Popa a participat la o masă tradițională. Acolo i-a invitat pe oameni să se cinstească, însă unii dintre aceștia au refuzat pe motiv că sunt în postul Crăciunului. Ei chiar l-au întrebat dacă știe că s-ar fi dat dezlegare. Cum răspunsul a fost nu, oamenii i-au cerut să încerce să obțină o dezlegare de la Patriarhie. Și au zis, domnul senator, nu ești mata omul care ne poți cuvântul nostru că sunt mai mari interese? Mai vreau eu să... Și am zis, de ce nu întrebi? Și am zis, cum să nu întreb, domnule? Trebuie să întreb. Dacă oamenii m-au pus să întreb, asta este fișa postului meu. Trebuie să întreb în numele lor. Mai mult, senatorul UNEPR Constantin Popa consideră că în momentul în care primesc cărnați și fasole, oamenii sunt împinși la păcat. Pentru a intra în normalitate, acesta speră că preoții le vor permite creștinilor să mănânce măcar pește. Eu cred că atâți oameni cât sunt de 1 decembrie, de ziua țării, așa primesc de la autorități cărnați cu fasole. Și e clar că e un păcat, deci împingi nou la păcat, da? De să nu te postească. Și atunci întreb, e posibil ca să ziua aia, 1 decembrie, sinodul să dea o dezlegare la pește, la vin, adică să înlocuim niște lucruri care ar fi păcătoase, nu? Să începem să intrăm într-o normalitate și noi. Și atunci am întrebat biserica, cu uzmerenie am întrebat, se poate face așa ceva? Părerile în rândul credincioșilor sunt împărțite. Unii cred că inițiativa e binevenită, alții cred că pot sărbători Ziua Națională și prin post. Ce părere aveți despre această propunere? Nu știu, dacă nu e în calendar, n-are cum. Nu se poate. Deci, n-ai cum. Trebuie să respecti calendarul, credința. Dacă asta e post, trebuie ținut post? Trebuie ținut post, da. Chiar automat. Dacă e Ziua Națională? Chiar dacă e Ziua Națională, sărbătorim prin post. Zic că e bună. Ce părere aveți despre inițiativa lui? Rea n-ar fi, dar dacă religia se opune, tovarășii de acolo de sus, nu știm cum să rezolvă. Poate să bea omul în parcul, vin să mănânci un pește. În fiecare an, Ziua Națională a României pică în postul Crăciunului. Statisticile arată însă că doar 37% dintre români obișnuiesc să țină post cu ocazia Crăciunului, iar 9% țin tot postul de 40 de zile. Până acum, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române nu au comentat solicitarea senatorului Popa.